știm că îți faci schimbări când simți nevoia. E ceva ce nu ți-ai face niciodată? Mă, niciodată să nu spui niciodată. Cred că ce nu, nu că ce nu mi-aș face, exagerările astea cu operațiile, știi? Bine, la mine se spune că sunt operată, n-am nicio operație la față, dar în sfârșit, asta e altceva poveste. Cu operațiile astea care cred eu că la un moment dat, știi, dar restul orice, oricând, să fie pe opulență, să fie mulți, de la mine, ea pipăie-mă, că de nu m-am dus la emisiuni și m-au pipăit, deci nu. Nu, într-adevăr, ce mi-am făcut la nas, mi-a căzut aici, mă rog, zgârciul ăsta și am avut o intervenție, nu știu ce. Dar asta voiam să lămurim, că au apărut acele fotografii de mult cu tine în presă, cu bandajul la nas. Haideți să vă spun, nu, lasă bandajul la nas. Deci era o perioadă în care săraca Alexandra Stan luase bătaie și eram eu într-o imagine ruptă la față și ea, ce am făcut atunci, dragii mei sau dragele mele? Mi-a zis un domn doctor, fii atentă, scot grăsime de la tine, s-a luptat să-mi scoată niște grăsime și spun aici la cearcăne. Și m-am învinețit și eram așa cu ochii. Deci asta era problema. Se mai întâmplă, eu îmi fac botox, deci eu am grijă, mi-am pus niște fire. Doctorul meu este la Timișoara, mă mai duc din când în când, îmi fac tot felul de tratamente care trebuie făcute pentru că, na, nu mai am 20 de ani. Vreau și vreau să arăt bine, dar asta nu înseamnă că am operații la față. Da, și nu înseamnă că exagerez măsura. Este cheia, nu? Adică mă gândesc. Da, adică nu e, ce înseamnă exagerat? Că dacă ție îți place când te uiți în oglindă cum arăți, de fapt, despre asta este vorba. Asta este cel mai important și până la urmă știi cum e. Acum e la modă să fii cât mai extravagant din punctul meu de vedere. Da. Dani s-a răzut. Da, da, da. Să nu dau nume! Avatar, da. Nu ca în Avatar. Mai nasol știi care este treaba? Când îți faci operații și vii și spui, fac meditații, fac yoga, beau apă și mă gândesc ce... Hai, mă lași! De la meditație, de la yoga, ți se întinde așa fața... Complet fizionomia și da. Nu, important este așa, că până la urmă vezi tu și dacă ești foarte sincer, nu e bine. Dar și dacă minți, din punctul meu de vedere, nu e frumos, pentru că cel puțin eu nu sunt așa. Nu, eu cred că dacă ești sincer, e bine. Tu mereu ai fost sincer, ai zis, bă, am asta, asta... Din de la sinceritate. De la sinceritate, ai avut de suferit din cauza asta, nu? Și am de, da, eu sunt o tipă franc în față, spun, da. Consider că minciunea are picioare scurte și nu îmi place să trăiesc așa. Eu am un principiu de viață pe care îl duc așa. Nu contează vârsta, deci vârsta e adevărat. Când ești tânăr e foarte frumos, dar contează cum îți trăiești viața și ce realizări ai și ce faci. Restul, vârsta este decât o cifră. Ai vreun regret? Ultima întrebare. Nu, nu. Poate la prieteni. Dar știu că nu mai sunt prieteni. Dar restul nu. Sunt asumată. Ești. Ai fost prea bună tu cândva cu unii oameni, din câte înțeleg, nu? Prea darnică, prea bună, prea sinceră și... Da. E, câteodată bunătatea asta sau faptul că ești o tipă de treabă și că așa, e înțeles greșit, dar eu merg înainte cu caracterul meu pentru că așa, na, nu mă mai pot schimba și nici nu vreau. Eu vreau să rămân un om și cu asta basta.